în general nu este în full tones. Fraților, vi-am prezentat pe băieți în videoclipul trecut. N-are rost să vi mai prezint încă o dată. Acest video este un Q&A. V-am făcut o postare pe YouTube în care v-am spus să lăsați întrebări pentru un posibil Q&A cu trupa pe care uitați că îl și fac. Așa că Q&A-ul ăsta o să fie destul de scurt. O să încep cu întrebările. Nu promit că o să fie și pertinente pentru că mi-a lăsat niște porcării. Dar o să vedem ce o să iasă. Cum v-ați cunoscut? Practic ne-am cunoscut acum un an jumate. Ba nu, am format trupa asta eu undeva prin septembrie 2016. Inițial am fost doar eu cu Bossy, după a venit Alex, după a venit Matei, după a venit Cătălin. Cine este cel mai talentat din trupă? Cum se numește ea? Ea cine? Celălalt membri au canale de YouTube, bă, au canale de YouTube, dar nu fac YouTube, adică nu postează pe ele, sunt ăștia care comentează la videourile mele de ampule. Dacă dați un subscribe la Full Tones la canalul de ajuns. Eu n-am, eu mă uit la videourile lui neconectat. Haterii de pe pagina lui de YouTube suntem noi, de fapt. Cum v-ați unit? Băi, noi suntem uniți, cred că vrei să mă întreb cum v-ați ales, cum v-ați ales unul pe altul? Nu ne-am ales, ne-am cunoscut, nu știu ce ai putut să zici. Vestim, nu frate. O să postați piesele pe canalul ăsta, bă, am plan ca la vară să postez o piesă cu băieții. Nu promit absolut nimic, dar piesele se postează pe canalul trupei, o să-l aveți în descriere. Deja aveți prima piesă a trupei acolo, cu tot cu videoclip. Și ca o mică paranteză la ce am zis mai devreme, practic, videoclipul pe care o să-l găsiți pe canalul pe care l-am menționat acum câteva secunde, este realizat de unul dintre prietenii noștri foarte buni, Stelica. Practic el face niște videoclipuri geniale și el face și muzică. O să aveți un link de la o piesă de-a lui în descriere ca să vedeți ce treabă și mecră face. E în spatele camerei chiar acum. Bă, cu geacă galbenă. Ia zi ceva. Yo. Dacă au existat certuri care au fost alea, bă, certuri există zilnic și pe grupul trupei. Dacă ne vedem la repetiții, ne certăm în ultimul hal, fiecare are opinia lui. Și practic de tensiunea aia de repetiție, nu mai stăm noi așa să ne purtăm frumos și niște certuri de alea blană. V-ați gândit vreodată să desfințați trupa pentru un motiv anume, care e acela? Da, după ce aveam o lună și ceva, practic, el nu cânta bine, am putut să-l dea afară. Pe Alex încă ne gândim dacă să mai ținem în trupă, dar și-a făcut tatuaj cu Fulton și acum e... Băi, și ne-am mai gândit să destrămăm trupa când am avut ăsta să iasă la un moment dat, că ne luam foarte tare de el. Și în rest nu ne gândim. Cred că doar el a vrut să destrămă trupa, în rest ne-am gândit să le legăm și să-l forțăm să cânte. Nu, mai serios, de atât nu s-a întâmplat niciodată. Care e ăla mai prost? Care e ăla mai deștept? Ce planuri de viitor aveți? Bă, până acum am vorbit numai hai și voi. O să ne sincer, ne-am gândit mai bine. Am vorbit bine multe ori. Și ne gândeam să căutăm varchita de că stai cam bun. Când v-ați gândit să vă faceți o trupă? Păi eu cu el avem o trupă, practic, am avut o trupă și în 2013. Noi cântăm de vreo 6-7 ani, cred că cam așa, suntem la studio aici, de am avut vreo 2 proiecte. L-am dat afară la un moment dat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Câte melodii aveți? Practic melodii proprii avem în jur de 7-8, dar înregistrate sunt doar 2, una nu mai este pe YouTube, iar una o să o găsiți în descriere. Cât sunteți și ce vârstă aveți, cât suntem, se vede pe filmare cât suntem. Și practic o zi las pie să zică câți ani au, pentru că nu cred că sunt handicapați. Eu sunt cel mai mare, 22, în momentul de față, sper să prind mai mult de 40. Eu am 20. Aproape 20. Și eu fac 18 în 4 luni. Ce cred colegii tăi despre canalul tău de YouTube? Dacă mai aveți 10 minute să trăiesc și aș avea de ales între a mă uita la un video de-a lui și ar fi sâmbat. Pentru că vedem cine mai face YouTube, bă, sunt singurul YouTuber din trupă, dar facem YouTube cu toți, ca să zic așa, pe canalul YouTube. Avem 2 vloguri postate de vara trecută, n-am mai filmat nimic de atunci. Plănuim să filmăm vara asta, dar sper să ne ținem de promisiune. Cum ți-ai găsit inspirația pentru videourile astea, e Q&A cu trupa, cu trupa! O să mergeți la Electric Castle, bă, noi am depus cererea pentru Electric Castle, însă avem un concurs mult mai important. Așa că o să lăsăm pe fratele nostru Stelica să meargă la Electric Castle și cu ocazia asta o să vă las în descriere un link să-l votați, pentru că omul e genial, 100% o să câștige, dar niște voturi în plus nu strică. Rolurile în trupă, el este basist, chitarist, toboșar, chitarist, fac voi creștin. Solist, când faci Q&A? O să fac și Q&A. Ați vrea să cântați la Antold? Cam cum e asta, apropo de discuțiile pe care le aveam. Da, de ce nu? Bă, ar fi Caterinca, îți dai seama, dacă ai vreo pilă, ceva de genul, care a fost cel mai excitant moment pe care l-a trăit. Ăsta prin care trecem în momentul ăsta, când filmăm chestia asta, practic, când ne-am înscris la Mad Cool Festival și așteptăm să vedem dacă o să mergem în Spania, să reprezentăm România sau nu. Cine cântă cel mai bine din trupă?
În orice caz, dacă vă place acest episod, uitați să apăsați pe butonul de like și dacă o să văd suport la acest video, o să mai facem video cu băieții. Pentru că, pana, de ce nu? Cu astea fiind zise, fraților, noi am fost Full Tones, iar eu am fost Venger și până data viitoare vă spun la revedere. Pa, pa!